astăzi, interviul zilei, ne aflăm la Spitalul Județean din municipiul Târgu Jiu, mai exact la cabinetul de alergologie. Ne-am gândit să atingem și acest subiect în cadrul emisiunii de astăzi, alergiile de primăvară, care este rolul medicului alergolog, însă nu doar acestea vor fi subiectele acestei emisiuni. Vorbim cu toate acestea despre medicul alergolog Simona Coleașcă. Bună ziua, doamna doctor! Coleașcă. Bine v-am găsit! Coleașcă, mereu am o problemă cu numele, îmi cer mii de scuze. Bună ziua! În primul rând, rolul medicului alergolog, care ar fi? M-am gândit să vorbim puțin și să privim puțin această specialitate și dintr-o altă prismă, pentru că este ceva cu care mă confrunt zi de zi și aș vrea să priviți alergologia și din punctul acesta de vedere al pacientului care primește o etichetă de pacient alergic și se prezintă la cabinetul de alergologie și noi trebuie, de fapt, să demontăm acest lucru. Imaginați-vă că sunt pacienți care poate sunt etichetați greșit în urmă cu foarte mult timp ca fiind alergici și la o anumită vârstă, asta poate să zicem în copilărie sau în adolescență, și la un anumit moment în viața lor, poate de oameni adulți, ajung să fie diagnosticați cu o boală poate mai gravă, să spunem din spectrul oncologic. Se îngustează foarte mult intervalul de timp în care trebuie să li se pună un diagnostic țintit. Au nevoie de manevre speciale, să spun CT cu substanță de contrast, rămâne cu substanță de contrast. Și atunci ei sunt practic temporizați pentru că nimeni nu se apropie de ei. Primesc programarea, să spun, ajung acolo, nu ni se face investigația, ajung până la urmă la alergologie ca să își testeze substanța de contrast, poate de cele mai multe ori nici nu este necesară această testare și aș vrea să înțelegeți puțin alergologia, această ramură frumoasă medicală și din prisma aceasta a medicului care practic dă o șansă mai repede pacientului. Vorbiți foarte frumos de meseria dumneavoastră, da? De acest domeniu, alergologia. Da. Pentru noi alergie înseamnă așa ceva de speriat. Probabil de asta, da. Și mulți dintre pacienții care ajung la dumneavoastră sunt speriați așa de ceea ce li se întâmplă. Așa și este. Avem în față, de regulă, pacienții destul de anxioși, care poate, într-adevăr, la un moment dat în viața lor, au trecut poate printr-o situație neplăcută de... poate au, știu și eu, au avut un șoc anafilactic și atunci, într-adevăr, putem să înțelegem anxietatea acestor pacienți, dar de regulă alergiile, majoritatea diagnosticelor alergologice interferă foarte, foarte mult cu calitatea vieții pacienților. Despre asta poate că ar fi bine să vorbim, însă poate și cu altă ocazie. De regulă, pacienții alergici sunt pacienți care nu respiră bine. La asta v-ați referit când ați spus calitatea vieții. Da, deci sunt, da, anumite probleme. Sunt anumite probleme. Exact. Că, uite, vine primăvara. Acum o și așteptăm. Chiar ieri... Cu dragă că vin alergiile de sezon. Da, da, da. Dacă
dacă cu toții așteptăm primăvara ca pe un început, pacienții alergici sau cei cu rinite alergice nu așteaptă primăvara la fel ca noi. Exact. Da. Nu așteaptă primăvara la fel ca noi. Sunt chiar ieri, cum spuneam, am avut un pacient și l-am întrebat, un pacient cronic, l-am întrebat: ce credeți, a venit primăvara? Nu, doamna doctor, nu încă. Încă nu a venit, adică nu au apărut primele polenuri de primăvară și primele polenuri care își fac simțită prezența sunt polenurile de arbori. Betulaceele sunt primii pomi care polenizează și acum vorbim despre mesteacăn, alun, arin. Deci cum dau primele raze de soare, poate chiar la un final de februarie, să spun așa, un început de martie, pacienții noștri sunt prezenți aici. Știm clar că, de fapt, cum să mă exprim așa mai plastic, a început primăvara medicală. Am înțeles. Și dacă cu ce se confruntă ei, de fapt, ei sunt într-o permanentă stare de răceală, așa zisă răceală, adică ne curge nasul, strănută de mai multe ori în salve, curg ochii înfundat, nas înfundat, curg ochii. Imaginați-vă, putem să ne punem în pielea unui astfel de pacient care nu se simte bine, are un somn afectat, nu respiră corect. Unii dintre ei poate ajung în situații și mai delicate, să spun că tușesc, sunt în fac, dezvoltă chiar un astfel bronșic, tușesc, disnoizează, adică respiră greu, și atunci asta spuneam. Da, apar problemele. Când vine primăvara, vin și alergiile. Să nu uităm, să dea ambrozie. Creează probleme mari de la an la an. Foarte multe persoane sunt afectate, din păcate. Da. Două luni câte durează? O lună cât durează? Sezonul de ambrozie este sezonul finalului de vară. De fapt, începe undeva la jumătatea lunii august și se finalizează chiar în luna octombrie, uneori. Și nu știu dacă cu ce ne confruntăm noi, de fapt, cu toate aceste modificări climaterice, nu mai putem să mai vorbim despre niște anotimpuri așa cum le știam pe vremurile noastre când eram copii. Și din cauza asta și sezoanele sunt puțin înainte, adică venite mai devreme, să spun așa. Da, pe ultimele două zile am avut 15-16 grade. Exact. Este ceva ireal pentru 20 și ceva februarie, când înainte era foarte, foarte frig. Zăpadă n-am avut deloc. De modificările acestea vorbeați dumneavoastră. Da. Da, și aș vrea să ca noi toți să fim conștienții, mă rog, și să ne punem puțin în pielea și acestui pacient, care, care este greu încercat, să spun așa. Are așa zisul prezenteism. El este la servici, este prezent acolo, dar de fapt nu se simte bine. E clar că nu are un randament al muncii bun. Sau din contră, creează situații de absenteism. Pacienții nu se simt deloc bine și atunci ajung să și pună un concediu medical sau își iau un concediu de odihnă tocmai ca să le fie bine. Deci asta interferă foarte mult cu calitatea vieții lor. Vorbați puțin mai devreme, doamna doctor, de... Și, mă rog, se reflectă și în societate, apropo de faptul că, nu mai dă randament la muncă. Corect, așa mai departe.
Vorbați de boală cronică. Aș vrea să vă întreb, Da. alergiile acestea se tratează, nu se tratează, durează Da. mult, durează puțin? Cum este? Păi, prin definiție, odată ce am pus, să zicem, un diagnostic de alergie, piele la polen, acarien din praful de casă, vorbim despre o situație cronică. Și atunci rolul nostru este de a-i ameliora viața pacientului odată printr-un tratament simptomatic pe care pacientul îl ia și începe să se simtă bine. Însă tratamentul de elecție pentru pacientul alergic sunt și cu ce îl ajutăm concret să se vindece alergiile sunt vaccinurile, adică o imunoterapie specifică țintită pe alergenul respectiv la care pacientul este sensibilizat. Deci se poate rezolva prin aceste vaccinuri? Se poate rezolva, da, prin aceste vaccinuri. Am înțeles. Vorbim și de alergii la anumite alimente, mă gândesc. Și aici cred că știu foarte mulți copii da. Care n-au voie da. Să mănânce pâine, n-au voie ouă, da. N-au voie căpșuni. Cum spuneați mai devreme, chiar să zic așa că sunt binecuvântată cu o specialitate frumoasă, este și prin faptul că văd copii, știți? Văd și copii și adulții deopotrivă și evident că da, mă bucură foarte mult că atunci când reușim să le dăm și primesc feedback-uri frumoase din partea lor, că lucrurile se îmbunătățesc, însă, într-adevăr, populația pediatrică este din ce în ce mai mare, din ce în ce mai mulți pacienți, copii sunt alergici. Da? Da. Am înțeles. Care ar fi substanțele cele mai des întâlnite la care fac alergie? Păi, cele mai des întâlnite substanțe, oricum a și scăzut foarte mult media de vârstă la care pacienții se sensibilizează. Deci nu există adică, o de vârstă, să da, spun, 5 ani, 6 ani? Nu. Am și pacienți de 3 luni pe care i-am văzut sensibilizați. Cele mai frecvente, cei mai frecvenți alergeni la care copiii sunt sensibilizați sunt proteinele din laptele de vacă, oul, albușul de ou, tot ce înseamnă, știu și eu, pește, la care ei se sensibilizează la particulele de polen, la proteinele din polen. Da, îmi gândesc că pentru cineva de 3 luni, pentru faptul că nu mai poate consuma o anumită perioadă de timp mâncarea respectivă, da. Și tratamentul probabil crește de la vârstă la vârstă, la 5 ani, la 10 ani, dacă... Da, partea bună este că doar o parte dintre pacienții rămân cu această etichetă. Lucrurile se rezolvă în timp, însă... unii dintre ei, într-adevăr, rămân alergici. Aș vrea să ne spuneți care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, cele mai bune teste pentru a depista o alergie. Ce teste recomandați dumneavoastră? Cele mai bune teste sunt testarea alergologică, PRIC. Depinde cu ce se prezintă pacientul la noi. Testare care se face în cabinet. Și însă și investigațiile paraclinice, testele din sânge, pentru că nu puține sunt situațiile în care testarea nu se poate efectua. Și atunci apelăm și recurgem la analize medicale. Care din păcate o spun așa. Durere, să zic așa, nu sunt decontate unele dintre ele de către casa de asigurări și evident că îngreunează cumva poate și
punerea diagnosticului îngreunează și pacientul ca atare, pentru că este nevoit să scoate niște bănuți din buzunar și să... ca să... Da, și vorbesc că aceste teste, aceste analize de care vorbim dumneavoastră sunt destul de scumpe. Sunt, unele dintre ele sunt destul de costisitoare. Am înțeles. De când vă așteptați să crească numărul de pacienți aici la spital, la cabinetul de alergologie? Sau deja a crescut, poate? Deja a crescut, oricum... Cam câți aveți pe zi? Sunt pe baricade de foarte mult timp așa în specialitatea aceasta și aș putea să spun că am poate propriile mele experiențe. Din practica mea medicală, numărul pacienților și, mă rog, și cum să spun, statistic vorbind, de la un an la altul, sunt din ce în ce mai mulți. Aveți și 10 ani de când sunteți medic? Eu cred aici? Că da. Da? Aveți 10 ani? Nu știu, cred. Nu, nu uite nici asta să mă gândesc. Eu cred că acum 10 ani v-am cunoscut. Atunci am realizat primul interviu cu dumneavoastră. Mă bucur atunci. Și ați întâlnit cazuri și cazuri. Mă gândesc că unele mai complicate, altele mai simple. Pacienți care v-au impresionat, gen copii, da. Sau poate și pacienții mai în vârstă. Păi cu toții, dacă cred că pe orice medic impresionează pacientul care intră pe ușa cabinetului. Da, pe orice medic cu care stai de vorbă are flashback-uri din acestea în care poate și din istoric, să zic așa, poate din perioada de pregătire, de rezidențiat, din perioada lui de practică, când a stat aici față-față cu pacientul. Îi rămân atât de multe, sunt particularități ale cazului. Aș putea să vorbesc despre o ciclicitate, să-i spun așa, acestei meserii. Sunt zile în care, pur și simplu, vorbind și cu doamna asistentă și... se întâmplă într-o zi în care vin pacienți de o anumită patologie. Dar cred că treaba asta se întâmplă la mai multe specialități. Asta am sesizat-o în specialitatea mea, dar cred că e o treabă care se întâmplă la mai mulți. Să zicem că astăzi primul pacient care intră pe ușă este un pacient cu urticarie. Ei, la un interval de timp apar majoritar pacienți cu urticare în ziua respectivă. Spuneam că ați venit acum 10 ani la Spitalul Județean. A fost o perioadă destul de îndelungată, din câte îmi amintesc, în care un medic alergolog a lipsit aici în Spitalul Județean și am bucurat foarte mult când ați venit. Este un domeniu pe care poate medicii nu prea aleg, nu știu, studenții atunci când se înscriu la medicină, nu prea aleg specialitatea aceasta. Adică de ce lipsește? Ce este... Nu, este o ramură a medicinii, cel puțin la vremea când am luat această specialitate, era destul de tinerică. Avea foarte puțini ani în urmă și studii, poate, nu știu, și la noi. La noi, în țară, era destul de tinerică, acum n-aș mai putea o spune chiar așa și oricum amploarea care au luat-o lucrurile și toate modificările acestea. Poate și al stilului nostru de viață, poate și al climei, al mediului în care trăim, ne-au modificat și de aici și tot ceea ce ni se întâmplă. Da, sunt mai multe motive care au dus la apariția acestor alergii. Anxietatea, nerăbdarea, anxietatea părinților și de aici spun, vorbim despre o teorie a curățeniei. În medicină, așa zisa teoria curățeniei, prin faptul că majoritatea consideră că trebuie să dezinfecteze excesiv odată ce a apărut un copil în viața lor, totul este gata, se schimbă toate lucrurile, nu este chiar așa. Și de aici toate alergiile care apar. Adică... Am înțeles. Nu știu de ce ați ales domeniul acesta. De alergolog. Poate mai mult faptul că acorzi destul de mult timp pacienților,
Îmi place să, deci, ancheta, să zic așa, anamneza pacienților cu alergii durează mult, mult, destul de mult timp. Trebuie să aloc un timp special, mai ales primului pacient pe care îl văd per se, pentru prima dată. Pentru că... Vă place să faceți bine? Vă place să vorbiți cu pacienții? Exact, îmi place să fac bine și este și partea aceasta. Da, într-adevăr. Vă place să vorbiți da, cu pacienții? Da, ne ducem și ei se deschid destul de mult în fața mea și am foarte mulți pacienți care vin și mulțumesc ulterior. Sunteți un doctor bun, un doctor sensibil și asta contează foarte mult pentru cei care vă calcă pragul cabinetului. Pleacă mulțumiți, sufletește, pleacă mai bine pentru că le dați un tratament, le dați un rezultat, le spuneți da, ce există ce și situații în care pacienții primesc pe loc rezultatul. Adică ni se adresează și testarea, adică după 15 minute știu dacă sunt sau nu alergici la un anumit alergen. Am o explicație la ceea ce se întâmplă. Da, 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 da. Am asta. Vin în căutări, știți? Ajung poate la alergolog după ce au trecut prin foarte multe alte specialități. Alergologia este așa o soră mai bună a, ca să zic, a altor specialități. Împărțim pacienții cu ramuri, cum ar fi pediatria, să zicem, da? Oreleul, de asemenea, vedem rinita alergică, oftalmologia, conjunctivita alergică și ar trebui să fie, cum să spun, o colaborare foarte bună între medici, între împart foarte mult cu dermatologia. De asta spun că este acolo poate un punct conex, o ramură care îi unește pe toți. Și încă o dată, pacientul alergic ajunge poate pentru ultima dată la alergolog și atunci zice, a, dumneavoastră sunteți... La dumneavoastră trebuia să vin prima. La dumneavoastră trebuia să vin, da, sau... Sunteți salvarea mea, nu mai plec de aici până nu spuneți la ce sunt alergic. Da. Vă mulțumim mult de tot, doamna doctor, pentru da. Toate aceste amănunte. Da, aș vrea, da, să... Vă rog, dacă vreți să mai precizați ceva. Aici să pun accentul pe frumusețea acestei ramuri și pe importanța ei încă o dată. Importanța ei din acest punct de vedere cu pacienții, poate sunt unii pacienți care, de care depinde poate nevoia de a institui un tratament rapid, să spun așa. Și atunci există poate situații în care ei se tem sau poate colegi de-ai mei sunt temători și nu li se instituie tratamentul cât mai rapid, tocmai din cauza că au aceste etichete, că sunt alergici, uneori etichete greșit puse. Din păcate, da. Și noi trebuie să demontăm, practic, aceste etichete. De fapt, trebuie să le ridicăm eticheta că sunt alergici la o anumită substanță. Poate un pacient, să zicem, a fost acum 30 de ani alergic la penicilină. Asta nu înseamnă că și la momentul actual el este alergic la penicilină. Și majoritatea, odată auzim că de asta pacientul poate ajunge într-un serviciu, el este întrebat, el spune, da, am fost alergic acum 20 de ani, acum 30 de ani, deja el singur poate, știind sau neștiind, pornește pe un drum, cum să spun, sinuos, făcându-și fără să știe rău, spunând lucrurile astea, pentru că majoritatea, odată ce au auzit cuvântul alergic, ne-am ridicat mâinile și zicem,
ce facem de aici încolo, stai puțin că ești alergic, nu putem să facem nimic. Nu stau lucrurile chiar așa. Nu toți pacienții ar trebui trecuți prin aceste, cum să spun, refuzuri. Nu tot, deci mai uneori sunt etichetați greșit ca fiind alergici. Am înțeles. Mulțumim mult încă o dată. Doamne ajută să fim sănătoși. Mulțumesc. Doamne ajută. Asta contează. Știi ce vreau să mai spun? Deci, nu, dacă mă aveți ceva de completat, nu, puteți să spuneți. Nu, chiar, mă rog, tot așa, oricum lucrurile astea îmi vin odată cu ei și, mă rog, din conversațiile cu ei și știu că eram chiar aici cu asistenta mea și am spus, Mădălina, dăm condeiul ca să dau ok-ul. Ok-ul adică să dăm o scrisoare medicală că lucrurile sunt bine, că pacientul este negativ la substanța pentru care venise să fie testat. Mă rog, da, de regulă asta, anestezice. Asta, pentru da. Că foarte mulți fac anumite teste, da. Eu știu, la 10 ani, la 15 ani, la 20, da. Exact cum spunea dumneavoastră, sunt alergici la penicilină și poate la 40 ceva de ani. Exact. Da. Deci asta ar trebui lucrurile interpretate într-un anumit context și poate că și, știu și eu, atunci când sunt trimiși către specialitatea, poate cu mai multă atenție, știți, mai cernuți să fie pacienții. Nu toți, adică sunt acum pe fondul acesta al anxietății și al poate temerii că li se poate întâmpla ceva într-un cabinet medical, pacienții ajung să fie testați la o substanță fără ca să fie nevoie de treaba aceasta. Da, este în cadrul unui stres foarte mare în ultima perioadă. Mulți se plâng de treaba aceasta, exact, a trecut și în pandemie, de tremurele, sunt afectați. Da, păi tocmai asta, eu am fost un medic care a fost aici pe baricade și cu pandemia și cu tot ce a însemnat cu COVID, cu vaccinarea, cu tot contextul acesta. Poate, și apropo de asta, pe lângă răul care l-a făcut pandemia pacienților alergici, la modul că știți foarte bine că nu trebuia decât să strănuți într-un loc și toată lumea era panică generală, așa. Pacienții alergici chiar au fost unii, știți, de care toată lumea se temea. Ei, fără ca să aibă nicio patologie de natură COVID. Da, da. Și atunci și iarăși au fost etichetați greșit, apropo de etichete, una peste alta, și ceea ce le-a făcut bine, și aș vrea să reținem și treaba asta, purtarea măștii a fost un lucru bun pentru ei pe perioadele de sezon. Știți? Pentru că purtarea măștii în mediul extern, mai ales din cauza polenului. I-a protejat foarte mult și de la majoritatea am avut un feedback bun. Da, și o recomand. Asta a fost un lucru bun pentru ei și de reținut. L-am și menționat acolo la profilaxia pe care o dau eu pacienților cu sensibilizare la polen. A scris și purtarea măștii de protecție afară în sezon și așa mai departe. Vă mulțumim mult încă o dată, Doamne ajută să fim sănătoși și până punct aici ediției de astăzi de emisiuni. Acesta a fost interviul zilei de astăzi. Eu sunt Elena Dapșa, vă mulțumim pentru atenție.